Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au efectuat 32 de misiuni în ultimele 24 de ore. Pompierii mehedințeni au acționat pentru salvarea unei persoane, stingerea a 7 incendii, deblocarea ușilor a 2 apartamente, dar și pentru acordarea asistenței medicale unui număr de 17 persoane. În cursul zilei de joi, pompierii din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de lucru cu apă și spumă, o auto specială pentru intervenție la calamități și dezastre și o auto specială de transport victime pentru extragerea unei persoane căzute într-un subsol de bloc. Salvatorii au acordat primul ajutor de urgență victimei, care căzuse de la o înălțime de circa 4 metri și prezenta politraumatisme. În ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au efectuat 32 de misiuni. Aceștia au intervenit pentru salvarea unei persoane, stingerea a 7 incendii, deblocarea ușilor a 2 apartamente, îndepărtarea unui roi de gărgăun, dar și pentru acordarea asistenței medicale de urgență unui număr de 17 persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. Totodată, pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, pompierii mehedințeni au efectuat 4 misiuni. În cursul zilei de ieri, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit în municipiu pentru extragerea unei persoane căzute de la o înălțime de 4 metri în subsolul unui bloc de locuit. Pompierii au acordat primul ajutor victimei, care a suferit politraumatisme, ulterior transportându-o la spital. Pompierii au intervenit și pentru stingerea a 7 incendii, 2 dintre acestea manifestate la o locuință în localitatea Piatra Scrisă și un autovehicul pe raza localității Hotărani, iar alte 5 izbucnite la vegetație uscată. Intervenția promptă a pompierilor a redus semnificativ pagubele, incendiile fiind stinse în limitele găsite.